Banca de Alimente a Crucii Roșii Române reprezintă o soluție imediată de ajutorare a persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici. Voluntarii filialei Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșii din România au demarat acțiuni de colectare a alimentelor. În interiorul unui hipermarket din Târgu Jiu sunt create puncte de colectare pentru cei care vor să doneze alimente pentru oamenii nevoiași. Astăzi, reprezentanții Crucii Roșii au distribuit pachete cu alimente către mai multe familii nevoiașe din Târgu Jiu, Bălești, Roșia de Amaradia și Scoarța, a precizat Marius Vlaicu, președintele filialei Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie. În această perioadă s-au strâns 81 de kilograme de băcănie, conserve de carne, ulei și le-am pus în pachete de 11 kilograme și astăzi am distribuit o parte către familiile care, prin intermediul dumneavoastră mass mediei, și țin pe această cale să mulțumesc și mass mediei din Gorj care ne-a sprijinit în promovarea acestui program Banca pentru Alimente. Acest program se derulează în continuare. Rog de asemenea cetățenii pot să dea și SMS-uri, pot să, atunci când cumpără pentru masa de Crăciun cele trebuincioase, să se gândească că sunt familii în județul Gorj care n-au ce pune pe masă. Persoanele care au primit astăzi aceste alimente au probleme mari de sănătate, iar veniturile sunt insuficiente. Eu sufăr de leucemie, mama mea e nevăzătoare și majoritatea veniturilor, adică toate veniturile merg către bănci, unde suntem datori, pentru că s-au împrumutat părinții de a mă face bine. Reprezentanții Crucii Roșii Gorj îndeamnă pe cetățeni să vină în ajutorul oamenilor cu un venit scăzut, să doneze alimente pentru a fi distribuite către familiile care nu își pot asigura prin eforturi proprii necesarul zilnic de hrană.